se pregătește să facă declarații la sediul de campanie. Haideți să ascultăm. Sprijin, vă mulțumesc pentru vot. Voturile pe care mi le-ați dat sunt voturile dumneavoastră, sunt voturile voastre și împreună le vom folosi și vom porni la drum. Am demonstrat că suntem mult mai mulți decât credeau ei și cu timpul vom fi și mai mulți. Suntem o forță uriașă de schimbare, ne vrem țara înapoi, România este a noastră și o să o luăm înapoi. Prin reușita noastră de astăzi, începe acțiunea noastră. Începe revoluția oamenilor cinstiți. Îi invit pe toți care au fost lângă mine și pe alții care vor să vină într-o nouă construcție care să ne reprezinte valorile. Dreptate, justiție, demnitate, integritate. Suntem mulți, suntem mult mai mulți decât cei care au mers astăzi la vot. Și în timp o să arătăm că suntem o forță uriașă de schimbare. Asta este de fapt România oamenilor. Și cum am spus, vrem să ne luăm țara înapoi și o să ne luăm. Totul este să îndrăznim să credem în vis. Eu am crezut și cred și cu toți o să vedem că visul devine realitate. Pornim acum un proiect pe termen lung și împreună putem transforma România. Vocea noastră a fost auzită și va fi tot mai mult auzită în fiecare zi. Vă mulțumesc pentru tot, ați fost extraordinari și împreună schimbăm România.